Pompierii au fost chemați în vama porțile de fier 1 la primele ore ale dimineții. Au intervenit cu o motopompă pentru a scoate apa de pe unul dintre sensurile de mers. Între timp, șoferii care au vrut să iasă din țară au avut de așteptat. Cât ați stat? 10 minute. Cam așa, 10 minute. Zona asta a rămas Nu s-a putut termina sau nu s-a lucrat deloc aici. Ați așteptat până să treceți? Da, 5 minute. Nu. Tu avem vreo 20 de minute de cât stăm cu alea. Cum vă explicați că la fiecare ploaie se inundă pasajul? Păi știu. Canalul fundat, eu știu ce să... Veniți des pe aici, treceți des prin vama? Da. S-a mai întâmplat să așteptați din cauza pasajului? Da, de mult, ore întregi am stat. Circulația nu a fost perturbată semnificativ. În cursul nopții, datorită precipitațiilor căzute, s-a acumulat apă pe unul din sensurile pasajului, care conduce spre pistele de preselecție pentru intrarea la control de pe sensul deșert din România. Ca urmare, în mod preventiv, am solicitat intervenția celor de la Institutul pentru Situații de Urgență pentru a nu se crea dificultăți în traficul de frontieră. În vama porțile de fier 1, lucrările de infrastructură s-au ridicat la 1 milion de euro, bani investiți de Autoritatea Națională a Vămilor prin prisma aderării României la spațiul Schengen. Pasajul din vama porțile de fier aparține rețelei de drumuri naționale, făcând parte din DN6, așa că problema canalizării ar trebui rezolvată de responsabilii de la Direcția Drumurilor Naționale.